Iată titlurile acestei ediții. Accident tragic la Ialoveni, un bărbat de 65 de ani a decedat chiar în timp ce ghida o motocicletă. Lecție de șoferie finalizată la spital. O elevă a școlii auto, instructorul ei, dar și un copil au fost răniți după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat. O placă din beton cât pe ce să cadă peste trecători în centrul capitalei. Pompierii au reușit să prevină tragedia. Accident grav în orașul Cahul. Un șofer băut de 18 ani s-a izbit din viteză, mai întâi într-un autocar, apoi într-un perete. O femeie a găsit un portmoneu pierdut și a cheltuit toți banii victimei. Acum ea riscă pușcărie. L-a găsit moartă pe roți. Un bărbat de 65 de ani, locuitor al satului Rusești Noi din raionul Ialoveni, a murit chiar în timp ce conducea o motocicletă. Tragedia s-a întâmplat în data de 7 iunie la ora 15:30 de minute. Bărbatul a fost găsit de către un trecător care a apelat imediat serviciul 112. La fața locului s-a deplasat poliția și medicii cu ambulanță. În urma documentării cazului s-a constatat că motociclistul se deplasa cu viteză redusă spre drumul central al localității. La un moment dat, acesta a căzut la pământ. Medicii ajunși la locul faptei au încercat să resusciteze victima, însă fără succes. Bărbatul a decedat până la venirea ajutorului. De asemenea, s-a stabilit că motociclistul nu deținea permis de conducere. Cu atât mai mult, nici motocicleta nu era înmatriculată. Medicul legist a emis concluzia preliminară că bărbatul ar fi decedat din cauza unui stop cardiac. În urma discuțiilor cu rudele decedatului s-a aflat că bărbatul a fost recent externat din spital, unde s-ar fi tratat în legătură cu problemele cardiovasculare. Lecție de șoferie finalizată la spital. O elevă a școlii auto, instructorul ei, dar și un copil au fost răniți după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat violent. Totul a avut loc în prima jumătate a zilei de 8 iunie pe șoseaua Hâncești din cartierul Telecentru. La locul impactului s-au deplasat mai multe ambulanțe, dar și un echipaj al poliției pentru a documenta cazul. Din informațiile oferite de către ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia State, totul ar fi avut loc în timp ce mașina școlii auto staționa la marginea carosabilului. Din motive deocamdată neclare, un alt șofer de 37 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit în spatele mașinii ce aparține școlii auto. În rezultat, un copil care se afla în mașina celui care ar fi provocat accidentul, dar și instructorul auto de 47 de ani și eleva lui de 31 de ani au suferit diverse leziuni. Aceștia au fost duși la spital pentru a beneficia de îngrijirile necesare. Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar dacă va fi găsit vinovat, șoferul de 37 de ani va fi pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor pe care le-au suferit victimele. La un pas de tragedie, o placă din beton a fost cât pe ce să cadă de la înălțime peste trecători. Pompierii au reușit să prevină tragedia. Cazul a avut loc în data de 7 iunie în centrul capitalei. Apelul la serviciul 112 a parvenit în jurul orei 19 de la un locuitor al unui bloc de locuit amplasat pe bulevardul Constantin Negruțe. Acesta a comunicat că de la balconul unui apartament de la etajul 7 atârnă o placă din beton și poate cădea peste oameni în orice moment. La fața locului imediat a fost direcționat un echipaj de pompieri cu autoscară. Zona periculoasă a fost încercuită în vederea evitării posibilei tragedii. În decurs de 30 de minute, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au reușit să înlăture placa. Aceasta a fost stabilizată, secționată și ulterior înlăturată de pe clădire, astfel fiind evitată situația de risc. Conform datelor oficiale, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 33 de situații de risc. Accident grav în orașul Cahul. Un autobuz s-a tamponat cu o mașină, iar în consecință automobilul a intrat în peretele unei case. Unul dintre șoferi era băut la volan. Totul a avut loc în seara de 7 iunie, în jurul orei 23, la intersecția străzilor Ion, Luca Caragiale și Nicolae Bălcescu. Imaginile de la fața locului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular. Cel care a surprins imaginile ne-a relatat că totul s-ar fi întâmplat în momentul în care șoferul automobilului ieșise la depășirea autobuzului,
fără să știe că bărbatul de la volanul autocarului intenționa chiar în acel moment să vireze la stânga. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu, a declarat că autocarul aparține unei firme locale și era condus de un bărbat de 67 de ani, iar la volanul mașinii se afla un adolescent de 18 ani. Din cercetările preliminare s-a aflat că șoferul autobuzului începuse manevra de virare la stânga când în spatele său din viteză s-a izbit mașina, apoi a ricoșat în peretele casei. Din fericire, nici șoferii și nici pasagerii din vehicule nu au pățit nimic. Ambii conducători auto au fost testați la alcool și s-a aflat că tânărul de 18 ani urcase băut la volan. El avea o concentrație de alcool de 0,41 mg pe litru în aerul expirat. Alte circumstanțe se stabilesc. Fără remușcări de conștiință, o femeie din capitală a găsit un portmoneu pierdut, însă în loc să-l predea poliției pentru a găsi proprietarul, aceasta s-a apucat de cheltuit banii de pe cardul victimei. Asta a și dat-o de gol. Poliția a fost anunțată la sfârșit de aprilie. Un tânăr de 22 de ani s-a plâns oamenilor legii că și-ar fi pierdut portmoneul în care se afla și cardul său bancar, iar ulterior i-au venit notificări pe telefon precum că cineva ar achita cumpărăturile cu cardul pierdut. În total, bănuita ar fi cheltuit suma de 8.800 de lei. Poliția a început verificările camerelor de supraveghere din magazinele și stațiile PECO unde ar fi fost efectuate cumpărăturile. Astfel, forțele de ordine au identificat suspecta, iar la scurt timp au reținut-o. Ea s-a dovedit a fi o chișinăuiancă de 43 de ani fără antecedente penale. Acum ea se află în libertate și este cercetată penal pentru furt. Pentru cele comise, femeia riscă amendă de până la 67.500 de lei, până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul societății sau chiar detenție pe un termen de până la 4 ani. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt. Impact violent pe o stradă din centrul capitalei. Un taximetru staționat neregulamentar în fața unei intersecții a fost lovit de o auto specială a pompierilor. Totul s-a întâmplat în seara de 7 iunie, în jurul orei 19:30 la intersecția străzilor Nicolae Nestiade și Ismail. La fața locului, pentru documentarea cazului, s-a deplasat un echipaj al poliției. Aceștia au stabilit că taximetristul a staționat neregulamentar în acel loc. În consecință, auto specială aflată în misiune, fiind cu girofarul și semnalul sonor conectate, nu a încăput în cotitură și a lovit automobilul. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Pe caz a fost inițiată o anchetă. Graba și neatenția șoferilor pun uneori în pericol viețile pietonilor. O situație periculoasă în trafic a fost surprinsă în data de 7 iunie pe strada Mihai Viteazul din Capitale. Doi șoferi au trecut pe roșu, fiind la un pas de a da jos de pe picioare doi pietoni. Secvența video a fost postată pe o rețea de socializare de către un alt șofer staționat în acea intersecție. Acesta a denumit situația interpretează în doi, făcând aluzii la faptul că cel de-al doilea automobilist a decis să ia exemplul șoferului din fața sa, încălcând și el astfel regulile de circulație și creând situația de accident. După ce imaginile au fost publicate pe internet, Inspectoratul Național de Securitate Publică s-a autosesizat. Acum șoferii urmează a fi identificați și penalizați. Un motănaș rămas blocat între pereții unui supermarket și a unui bloc locativ a fost eliberat cu succes de salvatori. Cazul s-a petrecut în după-amiaza de 8 iunie în sectorul Buiucani al capitalei. Salvatorii au fost sesizați de către o angajată a unui magazin amplasat pe strada Unisifor Ghibu. Aceasta a spus că în peretele clădirii se aude un mieunat puternic. La locul faptei a intervenit un echipaj al salvatorilor. Aceștia au deteriorat parțial peretele și au observat acolo motănașul speriat care mieuna și încerca să iasă din gaura făcută de angajații IGSU. După mai multe încercări, motănașul a fost scos dintre pereți viu și nevătămat. Conform informației primite de la autorul imaginilor, pisoiul a fost adoptat de angajata magazinului și acum se află în afara oricărui pericol. Poliția îl caută pentru provocarea unui accident, rudele pentru că nu l-au văzut deja de 2 săptămâni. Tânărul din imagine a dispărut în data de 28 mai, imediat după ce ar fi provocat un impact pe o stradă din satul Paicu, raionul Cahul. La adresa redacției noastre s-a adresat sora tânărului care ne-a cerut ajutorul. Potrivit sursei, fratele ei este de negăsit, are telefonul deconectat și din seara accidentului nu a mai fost văzut de nimeni dintre rude. Contactat pentru mai multe detalii, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu, a confirmat faptul că tânărul este căutat pentru provocarea unei colizii
colizioni între două mașini și părăsirea locului accidentului. Potrivit poliției, impactul s-ar fi soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite, însă tânărul totuși a fugit de la fața locului. Nicolae Nicolaev are 28 de ani, înălțimea de 1,80 m, corpolența suplă, ochii căprui și părul negru. În seara dispariției, el purta un hanorac alb, blugi albaștri și Adidas gri. În acest context, persoanele care știu locul unde s-ar putea ascunde tânărul din imagini sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Confidențialitatea surselor de informare este garantată. A ieșit din casă și nu s-a mai întors. Un bărbat de 62 de ani, locuitor al satului Ustea din raionul Dubăsari, este căutat cu disperare de rude, dar și de poliție, după ce acum 10 zile ar fi dispărut fără urmă. Cei apropiați s-au adresat după ajutor oamenilor legii. Conform informației oferite de către ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, Elena Bătrău, bărbatul ar fi ieșit din locuința sa în data de 29 mai la ora 17 și până în prezent nu a mai revenit acasă. Bărbatul are înălțimea de 1,65 m și 1,70 m, corpolența suplă, ochii albaștri și părul cărunt. În ziua dispariției, el purta un pulover de culoare gri, pantaloni negri și pantofi la fel de culoare neagră. În acest context, poliția roagă persoanele care au recunoscut bărbatul din imagine și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla să apeleze la numerele indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă. Atenție la individul din imaginile video! Este căutat pentru furt de bani comis încă în data de 9 aprilie pe strada Miorița din cartierul Telecentru al Capitalei. Potrivit poliției, în acea zi, un bărbat de 41 de ani ar fi încercat să extragă de pe cardul său bancar 3.000 de lei, însă bancomatul a dat eroare. Totul s-a petrecut sub ochii suspectului, care aștepta în rând la același bancomat. Când a văzut că nu-și poate lua banii, victima a plecat, însă la scurt timp i-a venit un mesaj pe telefon, precum că suma totuși a fost extrasă cu succes. Când bărbatul a revenit după bani, nu a mai dat de ei. Poliția a ridicat imaginile de pe o cameră de supraveghere care l-a surprins pe bărbatul ce ar fi luat banii care nu-i aparțin. În acest context, persoanele care au recunoscut bănuitul sunt rugate să comunice informațiile la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă bărbatul va fi identificat și găsit vinovat, acesta riscă amendă în mărime de până la 67.500 de lei sau detenție de până la 4 ani. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.